Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la Microbist European, emisiunea care și-a propus să vă arate că bărbații pot vorbi despre fotbal și la 1 noaptea. Suntem Ionuț Rusu și George Tănase, ne știți sigur că am apărut la alte televiziuni. Și împreună o să vă prezentăm cel mai rapid matinal al zilei. Dacă ne arătați un matinal mai rapid, vă dăm, nu știu, de două ori diferența. Timp de o lună de zile vom fi aici alături de voi, seară de seară, mă rog, dimineață de dimineață. Și vom face diferite lucruri, veți vedea sketch-uri, veți vedea tot felul de povești. Avem grijă să adormiți cu noi, pentru că avem destul de multe lucruri de spus în afara fotbalului. Sketch-uri cu mulți actori, cu noi doi, transmisiuni speciale din Germania făcute pe cromă, totul la un nivel profesionist, rubricuțe, n-am avut bani de rubrici, o sumedenie de lucruri o să facem. Da, și mulți dintre voi ne-ați întrebat, neștiind că o să facem conceptul ăsta, băi, George, Ionuț, dar voi n-aduceți invitați, adică așa ar fi frumos cu invitați, credeți-mă, o să avem cei mai de seamă invitați, adică deja o grămadă de vedete care nu și-au luat vacanță în august o să vină la noi, știi? Că am vorbit deja, prieteni care au datorii la noi, trebuie să vină, că vorba aia și noi am fost pe la podcasturi. Avem vedete obligate de PR care o să vină aici. Avem oameni care stau pe aici pe lângă Pro TV și n-au somn și o să vină la noi. Oameni care n-au prins bilete la meci, tot felul de persoane. Și prima noastră victimă din seara asta este un fost câștigător de Cupa UEFA. Dacă mai țineți minte, am avut o perioadă în care câștigam Cupa UEFA și românii. Da. E un leu atât pe teren cât și în afaceri. Și un jucător, cred că mai selecționat decât actualul lot al echipei României. Da, cred, cred, putem spune asta. E vorba de Răzvan Raț. Salutare, Răzvan, mulțumim că ai acceptat invitația. Bună dimineața! Noastră. Bună dimineața, exact! E cu matinal, adică nu... Fapt, da, nu? Mergea și un bucătar undeva în colț care să ne gătească ceva. O omletă ceva, nu? O omletă, da, da, da. Cum e, Răzvan, să te uiți că a fost fotbalist la un meci al României acum? Adică ce trăiești tu așa de pe canapea? M-aș fi apucat, adică. Te bucur că nu ești acum în lot. După amicalele astea, că nu știm ce o să se întâmple. Nu, nu. Vom vedea ce se va întâmpla, pentru că eu cred că sunt foarte mulți suporteri, chiar dacă sunt suporterii ai României și unii chiar înfocați, nu cred că ne dăm prea multe șanse, să fim realiști. Mm-hmm. Dar eu cred că, sau eu, văzând lucrurile și din partea cealaltă de gard, ești de o parte de gard, acum sunt de cealaltă parte a gardului. Ai văzut ambele fețe ale gardului, care vopsit și care nu vopsit. Și vopsit și fără leopard. Deci, eu cred că avem șansa noastră, chiar dacă teoretic lucrurile nu stau pe hârtie așa cum ne-am fi dorit. Chiar citeam o statistică la astăzi, chiar citeam o statistică că ca valoarea lotului suntem primii, dar invers. Cum era și Dinamo odinioară în adică avem, din păcate, dar ceea ce este relevant, dar nu e, adică zic, e frumos, dar nu prea. Deci avem o valoare a lotului care este estimată undeva la 92 de milioane de euro și suntem ultimii. În sensul în care deasupra noastră este Georgia, 111 milioane. Da, dar e și o țară dezvoltată, George. Știm cu toții că apoi Germania, urmează Albania, care se duce aproape de 150 de milioane. De ce? Pentru că un singur jucător valorează 80 de milioane. Unul singur. Au, na, na. Asta trebuie să facem, să găsim unul. Unul care să vale 110 milioane. Nu. Asta numim noi și redem, dar avem șansa noastră, toate meciurile sau cel puțin primul meci pleacă de la 0-0 ca și celelalte, dar e foarte important primul meci și eu chiar vorbeam astăzi cu cineva despre debutul de la celălalt turneu. În care Dimitri Payet prinde șutul vieții cu stângul care nu este piciorul lui de bază în minutul 89, în care orice 2-5-7 centimetri mai sus sau mai jos sau mai spre Tătărușanu sau înseamnă rămâne un rezultat egal. Dimitri Payet între ghilimele dă golul vieții și noi pierdem cu Franța meciul de debut la turneul trecut. Așa a fost să fie. Până la urmă n-a fost șansa. Să fie primii pentru ei, cum ar Da. Te-ai descurcat acum ca atacant? Crezi că ai face față mai bine acum ca atacant? Nu.
Nu, eu sunt la bază atacant. Eu am debutat în... Eu și-am făcut școala de atacanți. Nu, nu, eu am ajuns la Rapid, mă refer din punct de vedere al... în fotbalul profesionist. Fotbalul profesionist, la 18 ani, ca extremă stângă. Eu așa am ajuns la Rapid. Deci, eu provin din atacant. Doar un accident a făcut ca eu să fiu tras două poziții mai jos. Ai obosit la un moment dat, recunoaște că așa fac și eu la sintetic. Eu intru atacant și după aia când obosesc mă pun un pic pe stânga, dar eu nu mai alerg. Doar e ficată, nu cum ar veni. Te-ai gândit vreodată ce sport ai fi făcut dacă n-ar fi fost fotbalul? Tenis. Tenis? Deși, cum spun eu, mă gândile arba un pic. Știi cum e, că râd tare când trec dealul. Da, da, da. Așa că... îmi place foarte mult tenisul. Mă refer practic acum, după ce m-am lăsat de tenis, de fotbal, da, de tenis. M-am lăsat și de tenis. Noi am întrebat inteligența artificială, pentru că trăim în era inteligenței artificiale, AI-ul, ce sport ar fi făcut Răzvan Raț? Și avem câteva poze pentru tine. Știe, nu știe, ia uite ce zice AI-ul. Ai fi fost un ruibist? Stau bine. Ești. Știi asta cu stau bine pe fâși? Pe fâși? Stau bine, stai bine. Uite, ai fi avut niște brațe de invidiat. Da, 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 bine. Și cred că mai avem o poză. Cred că ai mai fi fost bun la un sport în afară de rugby. Nu mai știu. Dar nu e, dar cu fizicul ăsta, adică în sensul în care... Da, uite și aici stai ce bine. Nu cred asta. Nu cred asta. Cred că... Asta ce sport e ăsta? Ești portar pe patine, așa pare. Dar ce sport e ăsta, că am prins-o? E un patinaj, dar dacă vrei să... Artistic, dar din... Vârtoapele, știi? Stai puțin. Am mănuși groase, deci mi-e fric tare. Pe asta, da. Cum ai și eu. În dreapta ai o mănușă de spălat chiuvete. Da. Și noi am mai întrebat inteligența. Stai puțin. Dacă patinele... N-ai găsit două la fel și ai de la rude. De eschimoș. Ai de la rude, de la o soră mai mică, okay. Ai dreapta și aia când, din... Când ești din iglu. Și noi am mai întrebat inteligența artificială și ce meserie ai fi avut. Altă meserie, dacă n-ar fi fost... Ok, sporturi ne-am lămurit și sunt curios ce meserie ar mai fi făcut Răzvan Raț. Nu cred. Mecanic. Aici am mai prins acasă. Te-am prins acasă? Da, mai prins acasă. Te pricepi? Sau, sunt fan mașini. Îmi plac foarte mult mașinile. Deci, nu neapărat că aș fi mecanic, dar că aș putea fi mecanic, dar în sensul că știu foarte multe lucruri despre mașini. Adică absolut toate informațiile despre toate modelele mașinii. Ai căluțul la italian. Ai căluțul. Un pic așa. Nu? Ai cât trei căluți ai? Ești la al treilea căluț. Nu, sunt la al treilea. La al treilea, pe îngrajd. Îngrajd. Celelalte au mai fost în graj, am mai trecut. Tot venit, cai, au plecat. Au plecat. S-au dus la Letea. Câtă fâneață ai, știi? Exact, cam pe 16 așa sunt. Frumos. Uite, ai mai fi fost... Eu sunt cu brațele. Tu, da. Așa a zis inteligența, n-am zis-o noi. Deci bodyguard aici. Cred că prindeam ceva pe fizicul. Cred că aveai șanse. Dar seamănă cu asta. Păi ești, da. Nu, dar nu mă apuc de OnlyFans, De OnlyFans. Și cred că mai avem o singură meserie. Nu că cred. Și dar asta, ce meserie am aici? Aici ești un bodyguard, zic eu. Bodyguard sau gimnast la cal cu mânere, că nu-mi dau seama, pare că nu ești cal cu mânere. Pare că montezi o bară, nu știu da, exact foarte ce. Foarte mult steroizi, am băgat. Da, nu, am băgat bine. A băgat AI-ul de i-a venit rău și cred că mai este o... Nu, dar am și privirea asta de a m-am părăsit, știi cum e? Și aici, gata, aici am judecător. Gata. Da. Aici îmi place. A ales și a cules AI-ul, efectiv. Pe cine ai judeca? Pe cine ți-ar plăcea să judeci din întreaga lume? Pe toți care joacă prost? Nu, ai dreptate, ceva. De ce? Pentru că și aia și alții m-au judecat pe mine și când a jucat prost și când nu. Un antrenor a judecat. Ce antrenor a judecat din tot? L-ai chemat acolo în instanță, dar neoficial așa, da. Să te distrezi. E un antrenor? Să-i dai o sentință. Sam Allardyce. Antrenorul meu de la West Ham. L-ai scoate un pic la tablă? L-a scoate un pic la tablă pentru că... a fost antrenorul meu de la West Ham și am avut un episod în care eu practic vreau să plec deja de la West Ham, îmi spune, știi că
avem nevoie de tine, vine mâine, avem nevoie de tine. Păi ia alături de noi. Nu mă părăsim, rămâi cu mine. Cu englezii ăștia. Și apoi aveam o echipă care mă dorea foarte tare, care tot insista să merg, să sar părneazul, cum se spune. Așa, da. Și nu, că avem nevoie de tine. Și după aia, în ultima zi de transfer, când au dispărut echipa respectivă și alte echipe, zice, știi, nu mai avem nevoie de tine. Am dat seama. Nu mai avem nevoie de tine, în sensul în care... Acum poți să pleci. Păi știi cum facem? Noi te ajutăm. Ne dai numele exact, tot adresa, îi facem o parodie corectă și o punem pe internet. Dar până atunci avem un mesaj pentru tine de la cineva apropiat și drag ție. Nu cred. Dacă îți spun. Avem un mesaj. Hai să vedem mesajul pentru Răzvan. Te salut, Răzvan. Mă bucur că am ocazia să-ți dau acest mesaj. Și că am ocazia să te antrenez și la televizor, Răzvan. Mă duc scaunul ăla un pic mai la stânga, Răzvan. Să te vezi frumos în cadru. Stai prea central, așa făceai și la Șachtior, Răzvan. Din cauza ta am pierdut 20 de trofee Champions League. Spune-le că din cauza ta am luat două goluri la Barcelona, Răzvan. Spune-le că te-ai și săturat de asta, Răzvan, normal. Știi că n-am nimic personal cu tine, Răzvan. Dar eu te certam pe tine pentru că îmi veneam mai ușor cu înjurăturile în limba română, Răzvan. Și doar tu le înțelegeai. Străinii nu înțelegeau înjurăturile în română, Răzvan. E adevărat că Brun am făcut performanțe mari, Răzvan. M-am câștigat cupa UEFA, Răzvan. Bine, mai mult eu am câștigat cupa UEFA. Spune-le cum în finală era să pierdem două auturi din cauza ta, Răzvan. Spune-le cum era să vină ploaia din cauza ta, Răzvan. Spune-le cum la pauză era să rămânem fără apă din cauza ta în vestiar, Răzvan. Că ai băut două sticle la pauză, setilă ce ești. Dar nimeni nu poate contesta că ai fost un jucător mare, Răzvan. Acolo unde antrenam eu. Cum te-a lăsat la echipa României, ați luat bătaie cu 2-0 de la Olanda. Din cauza cui ați luat bătaie cu 2-0 de la Olanda, Răzvan? Din cauza echipei, Răzvan, ați luat bătaie de la Olanda. Și echipa din cauza cui juca proză, Răzvan? Din cauza ta. Mă bucur de spus că ți-ai făcut o academie de fotbal, Răzvan, unde vei produce următorii Răzvan Raț, certați de viitorii Mircea Lucescu. Bine, nu va mai exista un alt Mircea Lucescu, Răzvan, adică Răzvan se mai nasc, dar Mircea Lucescu vine pe pământ o dată la 1000 de ani. Și de ce nu se mai nasc Mircea Lucescu, Răzvane? Probabil că o să fie din cauza ta, dar nu din cauza ta, din cauza arbitrilor, Răzvane, pentru că te fură. De ce ne fură arbitrii, Răzvane? Ne fură din cauza ta, pentru că... Le-ai vorbit frumos toată viața, Răzvan. Dar pe lângă faptul că ai fost un mare jucător, Răzvan, tu ești un mare antreprenor. Dovadă faptul că ești la emisiunea Imperiul Leilor, o emisiune cu miliardari și Răzvan Raț. Încă de când ai la era Șachtior, aveai inclinația asta către bani. În loc să fii atent la indicațiile mele, te uitai după avionul lui Akhmetov. Spune-le din cauza cui a făcut Akhmetov bani, Răzvan. Spune-le că din cauza ta a făcut bani. Spune-le că i-a făcut ca să te impresioneze pe tine, Răzvan. Oricum, în business e mai ușor decât în antrenorat. Adică, în business n-ai arbitri care să te fure. N-ai fundaș stânga care să te enerveze, Răzvan. Nu dai de Barcelona decât în vacanțe. Oricum, mă bucur că nu te-ai făcut antrenor, pentru că echipa ta ar fi luat două goluri constant, da? Oricum, recunosc că ai fost unul din cei mai buni jucători pe care i-am antrenat. Până a venit Mike Contic și i-a aduc la școsta și restul echipei. Te felicit, Răzvan, pentru toate realizările. Ești un exemplu de elev care a suportat certurile profesorului, că asta e un profesionist desăvârșit care a luptat și când s-au luat două goluri din cauza lui. Și o spun cu mâna pe inimă că mă bucur că am avut ocazia să te cert atunci când toți ceilalți te lăudau. Te pupăneam aici, Răzvan. S-a râs aici. Stimă. Ți-a plăcut mesajul lui Neamir Cea? Foarte bun, foarte bun. Din suflet a fost. Din suflet. La ar dai de Neamir Cea, dar uite și când dai, te ceartă. Știi cum e, o ai, nu ai, nu dai la poartă. Dar cum a fost experiența cu Neamir Cea, că ai fost antrenat mult timp de el? Da, cred că avem 11 ani împreună. Mamă, mai mult decât... Eu am jucat exact 20 de sezoane, ca profesionist. 17-37, deci exact 20 de sezoane, dintre care 11, cred că 11 au fost împreună cu Mircea Lucescu, 10, cred că 11 a fost cu Mircea Lucescu. Mult. De la care, așa cum ai spus și tu, am învățat foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. N-ai cum. Ți-a venit vreodată să... Nu știu.
Să-l cerți și tu pe el. De foarte multe ori. Zilnic. Da, zilnic. Fii atent cum facem. Aproape zilnic. În următoarele ediții facem o parodie când Răzvan îl certă pe Mircea Lucescu. Era frumos, adică vino și cu... și cu... Păi vino și cu, și cu partea cealaltă. Poate facem o astfel de parodie în partea a doua a emisiunii, pentru că acum trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, pentru că avem niște reclame. Aștept. Doamne, avem reclamele alea bune. Hai să le vezi. Noi. Am revenit, suntem aici tot cu Răzvan Raț, am vorbit de bani, de investiții. De Mircea Lucescu, de toate cele. Am rezolvat toate problemele omenirii. Dar apropo de asta, Răzvan, chiar voiam să te întreb, de astăzi mă gândeam, zic, dacă ar fi să fii patronul unei echipe de fotbal, din cele la care ai jucat, la care ți-ar plăcea să fii patron? Una, că ar fi să mâine... Rapid, domnule. Să cunosc, poate că e prietenul acolo, domnul prieten. Nu, cred că la West Ham. La West Ham ți-ar plăcea să fii patronul. Îți place oraș? Adică... Nu neapărat că e în Londra sau ceva de genul, dar eu cred că Premier League este cel mai interesant campionat din lume și din punct de vedere business. Mm-hmm. By the way... Cum se spune, ia adică... că o cumpăr acum, dacă tot ai zis. Și mai ai un motiv să-l iei ca să-l angajezi din nou. Nu, dar patronul lui Sam activează industria porno. A, nu știam, ia uite ce noutate avem. Păi noutate, nu noutate. Atât de bine se câștigă din asta? Da. Că eu am primit la ofertă. Sau activează, nu, n-ai înțeles. A fost, sau este un mogul, să spunem așa, al industriei porno. Nu e actor. Nu, e fost actor. Controlează actorii. E fost actor. Păi eu cred că mai avem timp să devenim patron de fotbal. Din câte știu eu, da, serios. Păi și cum? Ai numărul lui? Îți vreau să întrebam dacă... Dar ce echipă crezi că ți-ai permite să-ți cumpere acum dintre toate cele pe care le-ai antrenat? pe la care ai niciuna. Jucat? Niciuna. În rate pe 30 de ani. Rate, în rate, în rata de autobuz. În rest, nu... Să dai măcar așa un avans. Uite, dacă ar exista posibilitatea să te transferi de la o selecționată, să zicem de la România, la ce țară te-ai transferat? Dacă ar fi existat varianta asta în fotbal, să-ți alegi tu ca la echipe. Spania. La Spania ți-ar fi plăcut. Spania? Fotbalul ăla plimbat așa. Da, mai frumos, mai... Tiki-taka. Mai tiki-taka. În locul cu ei fi fost în perioada aia, stai așa. Pe stânga. N-aveam loc. Jordi Alba, nu? Nu Jordi Alba era? Nu știu dacă era. Jordi Alba e acum și cred că are, da, are deja 5-7-10 ani de când, când era echipa națională. Aveau pe cineva pe stânga, dar am scap acum, aveau... Să nu zici Roberto Carlos cât de bat. Nu, doamne ferește, că atâta fotbalul știm toți. Juca acolo, pe stânga, cu Claudiu Niculescu, îi dădea pase. Făceau faza defensivă. Și tiki-taka, da. Deci Spania ar fi fost. Da, nu, Spania... Era. Spania a fost campionatul meu preferat pentru că... nu știu, e campionatul mai tehnic. Am jucat în Anglia și, într-adevăr, e un campionat, cel puțin în 2014, atunci când eu am ajuns în Anglia, era un campionat, și acum, e un campionat foarte fizic. Mm-hmm. E mai bun decât nu era, nu era o problemă din punctul ăsta de vedere, dar între timp, campionatul Angliei s-a schimbat foarte mult. De ce? Pentru că au venit foarte mulți manageri, foarte mulți antrenori din, să spun așa, latini sau, și nu numai, din Europa cealaltă, în care au schimbat campionatul și nu mai, nu mai bat fasolea, știi? Răzvan, uite, noi avem pe final de emisiune o rubrică, se numește Întrebări Quiz. Așa. Quiz. Da, ai 60 de secunde. Nu quiz. Da. Nu, adică nu quiz ca la engleză, aia care au campionatare. Nu, dar nu quiz. Nu, quiz. De Pinocchio. Îți vom adresa 10 întrebări rapid, într-un minut. Așa? Trebuie să ne răspunzi la câte poți. Cum adică la câte pot? La câte apuci, într-un minut. La câte apuc. Da, și noi la finalul emisiunilor vom face un clasament și o să vă premiem, o să-l premiem pe primul loc cu absolut nimic. Dar cu onoarea de a fi pe primul loc. O să dăm un tag. Bun? Suntem pregătiți? Ții tu cronometru?
Da, hai că țin eu cronometru. Scot telefonul. Pregătește cronometrul. Și când se pregătește. Da, și ceasul ăla cu cronometrul nu merge? A, ăsta nu, ăsta e doar de... E doar de decor, e recuzită. Hai că la două noapte începe. Gata, 3, 2, 1 și... Ce jucător român a fost poreclit Gâscanul? Nicolae Dobrin. Bun. Ce antrenor a zis replica I don't need the douche money in Turkey? Ca să-ți dau mai repede. I don't need the douche money in Turkey. Ca să-ți dau mai aproape. Nu știu. Pas. Bun, mergem mai tare. Cine este cel mai selecționat român din toate timpurile? Daniel Munteanu. Bun. Cine a zis replica muncitor Nicoliță, dar terenul de fotbal nu e șantier? Până Stoica. Procuror. Așa. În ce oraș joacă echipa Everton? Everton în Birmingham? Nu. No. Mergem la următoarea. În ce an s-a calificat Rapidul pentru prima dată în grupele Champions League? Nu s-a calificat. Bun! Am pus și capcană. Și mai aveți 10 secunde? Ce reprezentativă are denumirea de Squadra Azura? Italia, zi repede. Câte trofee continentale a câștigat Danemarca? 4. Niciuna. 3. 2. Una. Cine a spus eu muncesc 24 de ore pe zi, uneori chiar și noaptea? Eu. Asta a fost. Bun, și restul? Restul n-a apucat, că eu era... citește și lent. Lasă-mă în pace. Mai era una, să-i să zic la astea la care n-ai știut răspunsul. Repede că nu mai avem timp. Așa, Sumudic, I don't need the douche money. Nu așa cred, a spus-o. Era... Muncitor Nicoliță, arterul de fotbal, nu e șantier, Cornel Dinu. Da. Everton joacă în Liverpool. Liverpool, scuze, și da. Și în rest, Danemarca a câștigat un trofeu. Hai un că trofeu. Să punem corect că ai zis după aia. Gata, da. Pentru că... Că era de pe plajă, știu. Au venit ei, da, de la Mamaia, dragul Cinești. Aceasta a fost ediția noastră din această seară. Îi mulțumim lui Răzvan că a fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mult succes în toate cele. Să fie primit. Să fie primit, Doamne. Și mâine. Mai avem atâta de spus. E prea scurtă emisiunea asta pentru noi. Ne vedem mâine seară la aceeași oră, în același loc, pe aceleași poziții, că nu schimbăm nici afară mine. În afară de Răzvan. Seară bună. Seară mai rău.